Ai pregătit un nou discurs. Da, da. Bună, bună ziua, sunt Moș Alexandru Mielnic. Mai vin eu câteodată la microfonul liber, nu totdeauna și nu chiar așa se primește cum vrem, dar ce am vorbit mai înainte, am vorbit despre mizeria în care trăim. Mizeria asta nu numai că trăiește, mai aprofundează. Deci, nu vedem încă lumină la capătul tunelului. Am mai spus odată că, da, despre mizeria asta, cum ne-am ajuns la mizeria asta, am mai spus odată și mai repet odată, începând de la Lucinski, Voronin, Filat, Plahotniuc și acum Dodon, ne-au adus la mizeria, în mizeria asta. Credeam odată că vârful răului, vârful mizeriei a fost când a fost Partidul Democrat și Plahotniuc la putere, dar acum vedem că nu era chiar vârful. Pare că vârful acum, am ajuns la vârful răului cu Dodon. Noi știm că după, înainte de alegerile încă prezidențiale turul 2, Dodon ne-a arătat și el. El a spus că dă la mordă la toți. Porumbelul, eu spun acum așa că noi putem să-l numim porumbelul cu numele Morda. Așa se rămâie pe vecii vecilor, acest porumbel. Până la alegeri ne-a amenințat, după alegeri, văzând că a pierdut, nu știa ce să facă, nu-ți găsea locul, s-a dus pe la sudul Republicii și a strâns acolo oamenii. Eu am văzut numai într-un loc, dar spun oamenii că și în mai multe locuri, unii le-a mai dat câte 50 de grame. Și pe urmă tot, la sfârșit, îi chema, hai gătiți-vă de luptă. El vrea război în țara asta și asta îl avem pe dânsul. După asta, după ce a pierdut alegerile, într aceeași zi a plecat la Moscova ca să se laude acolo. Și cine a văzut interviul lui la Moscova, el s-a laudat că ia că și-a făcut el. Și cumva a mulțumit Dumnezeului că i-a dat în sfârșit posibilitatea asta, s-a evit în timp de 4 ani, s-a evit posibilitatea ca el împreună cu criminalii care au furat miliardul, cu condamnații la închisoare șor, să facă niște legi ascuns noaptea, fără avizurile care trebuia de la guvern, de la CNA, de la guvernatorul băncii, au făcut niște legi care din start nu erau normale, dar s-a dus repede ca să se dolojească la Moscova ce a făcut el. Asta avem, mizeria asta care o avem acum în acum la moment. Acum la moment el a spus, chiar mai ieri, a spus că el, da, el poate să participe la alegerea prim-ministrului acolo, dar cumva a glumit că dar la toți câte un jugulist se deie. Asta e a lui, înțelege. El fără asta nu poate. Parcă și când glumă, dar el asta în serios, că noi știm precis că el averile câte are și face, el niciodată nu spune de unde e bani. Și asta este un lucru care ar trebui să ocupe procuratura, dar nu se ocupă. Dar noi, cum a zis că mai că s-a luat ajutat să fac casa așa mare? Da, noi nu știm de unde el e bani. Numai pentru lucrul ăsta ar trebui aruncat la gunoi. Dar de aia, când nu se pare. Toată lumea a vorbit și vorbește și acum, că vrea alegeri anticipate. S-a cătat varianta asta de dizolvare a Parlamentului. Nu a mers... De autodizolvare. Autodizolvare a Parlamentului. Nu a mers, Curtea Constituțională a spus explicit că în Constituția Republicii Moldova nu este prevăzut așa ceva, ca să autodizolveze. Dar Curtea Constituțională nici nu a putut și nici nu are drept, numai decât să spui că nu se poate acest lucru. El nu e scris în Constituție, dar în realitate cred eu că se poate. Fiindcă, dat fiind faptul că nu Curtea Constituțională a născut Parlamentul, dar Parlamentul a născut Curtea Constituțională.
Și el, Parlamentul, are dreptul să o schimbe curtea asta condițională, să facă revizuire acolo și așa mai departe. Numai cu două treimi sau trei pătrimi de deputați. Și desigur că dacă ei s-ar fi autodizolvat și ar merge la curtea constituțională cineva care n-a fost de acord, dacă el s-a autodizolvat cu trei pătrimi de deputați și mai rămân careva care s-a adresat la curtea constituțională, eu sunt crezut aproape 100% că curtea constituțională n-ar avea ce să spui chestia asta. Că nu-i treaba ei atunci... Dacă își dă demisia o majoritate de deputați, da, Parlamentul e nefuncțional. Da, mai este și legea asta care și Năgăcevski spune acolo că pe om poți să-l dai afară de la lucru, dar să-l impui să lucreze, nu ai cum. Dacă nu ai cum să-l pui să lucreze pe prim-ministru, apoi n-ai cum nici să-l pui să lucreze pe deputații din Parlament. Întreb eu pe ăștia, pe juriști, este logica aici sau nu este? Așa, vă rog să, acum vine luni, ar să fie Parlamentul deschis și vă rog să puneți întrebarea asta la vot, să vedeți și chiar să propuneți că noi ne autodizolvăm și puneți la vot, votul și uninominal, să știm noi cine vrea autodizolvare și cine nu vrea autodizolvare. Și atunci noi am să aflăm cine și cine este în Parlamentul nostru. Da, nu, asta este un lucru cel mai principal care am dorit eu astăzi să spun. Este greu de gândit că până luni, înțelegi, cineva, o majoritate, a să audă și a să ieie în serios spusele este amele, dar sper totuși că poate cineva a citit sau s-a informat și a spune unul altuia și să vedem ce am avea luni. Luni, bătrâncea deja ne amenință și porumbelul cu numele Morda ne amenință că ei chiar luni mai vor pune la vot iar legea privind acordării limbii ruse, limbă de comunicare interietnică. Statut special, da. Da. Dar mă întreb eu și mă întreb pe voi, cetățenii care ascultă, și pe cei deputați din Parlament și așa mai departe, dacă este normal acest lucru. Eu cred că Constituția asta, Curtea Constituțională, în așa cad, ar trebui să deodată, nici nu o să discute, să spui că este inadmisibilă, fiindcă Constituția nu prevede așa ceva. Este inadmisibil. Dar deputații din Parlament au toată posibilitatea, încă o dată să spui că asta lege este foarte, foarte, eu știu cum, foarte, foarte controversată. Și nu putem noi cu 51 de voturi să hotărâm așa lege. Și mai ales cu voturile condamnaților în judecată, a hoților de miliarde de lei. Și aici cred eu iar că dacă ar fi propunerea să voteze unul nominal și să spună că legea asta poate trece când votează două treimi sau trei pătrimi din votanți. Și atunci e poate treabă. Dacă s-au găsit 75 sau mai scurt 60 ceva de voturi, înțelegi? Nu, să vedem și fașia, să vedem cum ar fi. Dar pentru asta trebuie deci, cu două tăișuri majoritatea trebuie, asta, da, din Parlament. Trebuie de luptat, trebuie de argumentat și clar că nu de luptat cu bâtă sau cu nu știu și cu ură, cu asta aia. Trebuie de luptat frumos, cult, cu argumente. Cam asta eu am vrut să spun, am încă foarte multe de spus, nu știu dacă
ori a doua oară să mai vorbim, da? Cum vrei, putem să registrăm, să fie pe teme diferite, da, dacă, să nu le amestecăm. Da. Este altă temă care pe mine totuși un pic mă doare, nu chiar tare, tema lui Mocanu. Care... Hai să încep aparte cu Mocanu.